și e cuvânt. Doamne Iisuse, vino și ajută-mă! Și Tu, Doamne, prin graiul meu să vorbești adevărul Tău, ca să-L înțeleagă toți cei ce mă ascultă și să Te putem binecuvânta împreună cu toți. Amin. Nu zice nimeni amin. Amin, amin. Așa, mă. Să citim din Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Matei, capitolul 26, cu versetul 26, lucru cunoscut, dar Domnul ne poate da din el sfatul lui și pentru azi. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Așa mi-ar place să vă aud vorbind, să vă aud zicând un amin fiecare, că așa e frumos. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvinteze. Acum vreau să cânt o cântare și eu. Amin. Vă solicita fratele Marius dacă am o cântare. Nu știu dacă o știți. Știți, cântăm împreună. Dacă nu, să o învățăm. Fericită împărtășirea prin cuvânt cu Dumnezeu, ia-i viața și puterea, cui rămâne în ea mereu. Ia-i viața și puterea, cui rămâne în ea mereu. Fericită împărtășirea prin iubire cu Hristos, ia-i comoara și rodirea sufletului credincios. Ia-i comoara și rodirea sufletului credincios. Fericită-i părtășia prin cântări cu Duhul Sfânt, ea e taina bucuriei și înfrățirii pe pământ. Ea e taina bucuriei și înfrățirii pe pământ. Fericită-i părtășia rugăciunii dintre frați, prin ea toți sunt totdeauna înfrățiți și mângâiați. Prin ea toți sunt totdeauna înfrățiți și mângâiați. Fericită-i împărtășirea
Doamne, să ne-o dai, am vrea, că nu-i har nici bucurie, nici putere fără ea, că nu-i har nici bucurie, nici putere fără ea. Fericită împărtășirea, când la cină ne adunăm, ea ne face pe toți una, trupul tău sfânt când mâncăm. Ea ne face pe toți una, trupul tău sfânt când mâncăm. Iar când bem paharul sacru cu sângele celui viu, ne-nnoim iar legământul și cu Iisus ne unim. Ne-nnoim iar legământul și cu Iisus ne unim. Amin. N-ați auzit cântarea, nu zice nimeni nimic. Preiubiți frați, cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte de ce s-a întâmplat cu 2000 de ani aproape în urmă, sau chiar mai bine cu ceva, când Domnul Iisus Hristos urma profețiile și urma împlinirea profețiilor, atunci Domnul Iisus Hristos, venind dinspre Betania, la Betfage, unde se țârcuiau turmele și cei din Ierusalim veneau de-și cumpărau miei de Paști, Domnul Iisus Hristos acum trimite pe ucenici ca să meargă în Ierusalim și să pregătească Paștile, sau mai bine zis, cina de Paști. Pentru că joi seara, la apusul soarelui, intra sărbătoarea pâinii nedospite. În timpul sărbătorii ăștia, și Luca și Matei spune, trebuia să se jertfească și Paștile. Evreii, fiindcă atunci Sara a intrat sărbătoarea, ei au așteptat pentru Sara de vineri seara ca să sărbătorească cina de Paști. Dar Domnul Iisus Hristos, având în vedere instituirea noului legământ, el a procedat la această sărbătorire a cinei îndată ce a intrat ziua ce mare a pâinii nedospite. Luca 22 zice că sărbătoarea azimilor a și intrat deja atunci. Fiindcă sărbătoarea a și intrat, Iisus a procedat la așa ceva. A făcut cina cea de taină, căci el știa după Scripturi, a doua zi el era mielul de jertfă.
la Paște, fiecare casă, indiferent dacă era împăratul sau prorocul sau cine ar fi fost el, trebuie să ia un miel și să mănânce Paștile. Dar trebuie un miel pentru fiecare casă, ne spune vechiul legământ. Dumnezeu Tatăl, în sfințenia sa, s-a gândit la casa lui. Și Pavel zice, noi suntem casa lui Dumnezeu. Și el s-a gândit, Dumnezeu Tatăl, la casa lui. În felul ăsta, el a trimis în lumea noastră pe mielul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Dacă împăratul și prorocul și fiecare casă din popor trebuie să jertfească Tatăl pentru casa lui, a jertfit pe unicul lui fiu, numit de către Ioan la Iordan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, glorie lui. Acest miel al lui Dumnezeu e Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră pentru ca să plătească datoria care o avea pământenii față de Tatăl Ceresc, fiindcă toți oamenii intrase sub blestem și sub puterea morții. Și toată lumea zace și zăcea în cel rău. A venit mielul lui Dumnezeu, Iisus, și astfel a procedat într-un chip cu totul nebănuit, nici de înțelept, nici de preoți. Știind că păcatul cere moarte, știind că nu se poate, cum zice la Evrei 9, că nu se poate să fie o iertare de păcate fără vărsare de sânge. De aceea, Domnul a venit el însăși ca să-și verse sângele lui pentru ca oamenii să poată fi mântuiți. Că fără vărsare de sânge nu este iertare. Ați auzit că am citit aici din versetul 28. Așa, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În vechiul legământ, Moise aduce poporul în legământ cu Dumnezeu. În Exod 2 cu 7 spune, a luat cartea legământului, a citit-o în fața poporului. Apoi a zis, acesta este sângele legământului celui nou, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte citite din carte. Și a întrebat pe popor,
se angajează la asta. Și în versetul 7 zice, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Deci au intrat cu toți în legământul care a fost făcut pe bază de sânge. Sânge de țapi și de tauri, de animale. Dar cât preț poate avea un sânge de animal pe lângă sângele unui om? Dar ce valoare poate avea sângele unui om față de sângele adevăratului om, despre care Pilat a strigat, iată omul, iată omul. Deci, acest om, întrebându-l Pilat, ești tu regele iudeilor? Ești tu rege? Ești tu împărat? Da, sunt împărat. Numai împărăția mea nu-i din lumea asta. Ai, zice atunci Pilat, va să zică, un împărat tot ești. Și cu adevărat, el este împărat. În salmi citim adesea de acest atribut, de această denumire de împărat pentru Iisus. În Evanghelii citim, și el este împărat. Chiar tâlharul de pe cruce, după ce împreună cu ălalalt, cu preoții, cu glota, cu ostașii, toți l-au hulit. La un moment dat, văzându-i seninătatea cu care el primește hulele și ocările, auzindu-l că și de acolo se roagă pentru cei ce l-au răstignit, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, Duhul Sfânt în mintea tâlharului descopere, ăsta-i cu adevărat un împărat cu o împărăție care are să vină. Și împărăția aceea nu-i de pe pământ, e o împărăție care va fi veșnic. Se adresează lui Iisus atunci. Adă-ți aminte de mine sau pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Prin această frază, el îl recunoaște pe Iisus drept împărat. Fie slăvit Domnul! Scumpii mei care ascultați mesajul acesta, nu uitați, Domnul Iisus a păzit toată legea, că a fost născut sub lege și a trebuit să împlinească legea. Un singur lucru, el nu l-a luat așa în considerare, mai la urma vieții sale, cum ne scrie în Cartea Domnului în Ioan, în capitolul 5, cu 17. Auziți numai ce va zice aici cuvântul Domnului. Așa. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă deslega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ați auzit, dragii mei? Deci,
El deslega ziua sabatului. Mulți oameni vor să țină sabatul. Nu-i condamnă nimeni. Că Pavel a zis, dacă cineva vrea să ții o zi mai presus decât alta, chipui, nu-l împedecăm. Ca și cel care vrea să mănânce carne, nu-l împedecăm. Dar pe cel ce nu ține sabatul, nu-l osândim. Și pe cel ce nu mănâncă carne, nu-l osândim. Pe cel ce mâncă carne, nu-l osândim. Noi nu suntem sub aceeași putere a legii vechi. Pavel Apostolul ne spunea, legea e sfântă, e dreaptă și veșnică. Dar eu sunt tipul muritor. Ea stăpânește asupra mea. Dar ce să fac să scap de ea? Și de pilda cu bărbatul și femeia. Femeia e legată de bărbat sau de jurământul bărbatului ei, cât îi trăiește bărbatul. Dacă când bărbatul a murit, ea este dezlegată. Acum Pavel se pune pe el în scenă. Eu ce să fac? Că el era evreu. El era născut sub lege. El învățase toată legea la picioarele lui Gamaliel. El știe ce scrie legea. Acum eu ce să fac? Și știți ce a zis că face? Mor față de lege ca să fiu al altuia, adică al lui Hristos. Mărit să fie Domnul. Murind față de lege, el a început să arate o cale pe care toți prezbiterii și apostolii la acel conciliu în Ierusalim, în aceea ședință lor mare, au hotărât ca peste neamuri să nu se pună nicio altă greutate decât să ferească de lucruri jertfite idolilor. Să se ferească de idol, cum zicea și Ion în epistolă. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Și apoi să se ferească să nu mănânce sânge. Să se ferească să nu mănânce dobitoace zugrumate. Și cel mai interesant lucru de care e afectată România și toată lumea, bărbați și femei, de tineri până și bătrâni, să vă feriți de curvie. Lucruri dacă vă veți feri și le veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Dar în Levitic, unde era scris să nu mânce sânge, era scris și să nu mănânce carne de animale fără copită, despicată sau care nu rumegă. Dar în Fapte nu mai pomenește de așa ceva. Și în Levitic erau multe lucruri altele care în Noul Testament nu sunt amintite. Pentru că puterea legii a ținut până la învierea lui Hristos. De la înviere, de la răstignire, încoace, puțin a mai durat. La anul 70 a fost dărâmat și Ierusalimul cu totul și templul. A mai rămas un zid din el, numit zidul plângerii, pe care l-am văzut și eu de două ori. Dar, dragii mei, venim aici la sărbătoarea asta minunată a cinii Domnului. Pavel Apostolul ne spune în Corinteni 11 că nu se poate lua cina, de exemplu, în căs diferite.
ci când vă adunați la oaltă. Deci asta este spusa Bibliei. Când vă adunați la oaltă. Și când vă adunați la oaltă, atunci să nu mâncați în chipul nevrednic. Numai în chipul vrednic. Pe cine e chipul vrednic și cine e nevrednicul? Chipul vrednic e Iisus. E iubirea dumnezeiască care prin Iisus și prin Duhul Sfânt e turnată în oamenii care îl slujesc pe Domnul. Glorie Domnului! Ei sunt chipul vrednic. Chipul nevrednic e Satana. Și Satana, de la început, este un ucigaș. Și oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Domnul Iisus, când a vorbit cu fariseii și cu ei mai mari, care plănuia cum să-l omoare, ei au zis, noi suntem fiii lui Avraam. Dar Domnul a zis, nu, voi căuta să mă omorâți, Avraam n-a făcut așa ceva. Voi aveți ca tată pe diavolul, că el de la început a fost ucigaș. Vedeți, oricine urăște pe fratele său e un ucigaș, ăla n-are drept să împărtășească. Te cerți cu tata, cu mama, cu frați, cu vezi scandal în adunare, te rog, nu te mai împărtăși, că meri în iad. Înaintea tuturor, termină cu certuri, zavistii, termină cu toate lucrurile care tu însă condamn când le vezi la alții. Condamnă-le la tine și scapă-te de ele. Mi-aduc aminte de stări prin care Dumnezeu m-a îngăduit de a-mi trebui să mă încerce. Într-una din stările astea s-a sculat unul în plină adunare și m-a calomnizat. Și eu stăteam liniștit și îl priveam aceleași ochi, ca și înainte. Nevasta săraca era așa de istovită și toată s-a schimbat la față și a ieșit și a plecat acasă. Când m-am dus acasă, păi de ce nu i-ai spus măcar că nu-i drept? Scumpa mea miuță, ce rost avea când el era așa de înferbântat de diavolul și putea vorbi înaintea oamenilor și a copiilor așa lucruri? Ce rost mai avea să-mi fi căscat eu gura? Începea o ceartă, dar dacă eu numai l-am iubit și am dovedit asta prin priviri, și toți oamenii au văzut că el n-are dreptate, că adevărul nu e în gura lui. Și el a rămas de rușine. Așa e până astăzi. Ai putere să taci când cineva te înfruntă cu cuvinte neadevărate, nedrepte, sau chiar dacă te înfruntă. Tu să știi să taci. Atunci vine o binecuvântare peste tine. Cum a zis David, când și mei striga după el și amintea lucruri care le-au comis. Om a sângelui, om cu tare, om. Na? Și-a zis căpitanului, lasă-mă numai una să-i dau. Dar David a zis, nu. Poate
Dumnezeu l-a pus să zică, cine știe dacă hula asta nu se întoarce într-o binecuvântare? Cu iubire, cum Iisus a răbdat totul cu iubire pe cruce și s-a rugat pentru cei vinovați, cum zice Isaia, atunci peste tine vine o binecuvântare, că la Dumnezeu așa îi place, mărească-se numele Domnului. Amin. Scumpii mei, împărtășirea este un lux sacru. Biblia nu ne spune de câte ori să o facem, ci ea spune ori de câte ori o faceți. Când eu am venit la Sfânta Pocăință, frații din Fodora, pe cei pe care i-am cunoscut întâi, să împărtășim fiecare joi. Și înainte de fiecare împărtășire nu mânca 3 zile și 3 nopți. Și joi seara venea la adunare și după și când se găta serviciul, mereu acasă și atunci mâncau. Și apoi mai făceau ceva. Socoteau câți pumni de făină trebuie să mânce în zilele alea făcând mălai sau mămăligă. Apoi socotea ce bucată de slănină trebuie să taie, să frigă în zilele alea, cârnați, alte, cartofi, fasole. Și toate astea nu le făcea economie, le pune frumos, mereu cu ele la adunare și marța era piață la Dej și cineva cu o căruță aduna toate astea, mereu pe piață le vindea și venea înapoi de acolo cu bani și mai de multe ori cu materiale pentru casa de rugăciune. Și așa s-a făcut casa de rugăciune, că n-avea unul salar. Între toți care era cu salar pe atunci, mai era tata, că el deținea taurii comunali. Dar încolo nu. Vedeți, dragii mei, dacă tu nu ești gata să ierți, apoi te rog, fii atent cum rostești tu Thanos. Am fost la o mormântare într-un oraș destul de mare și atunci erau 2 biserici penticostale în oraș, una înființată de mine și una mai veche. Și la mormântare ai căsă m-au chemat și pe mine, dar de drept cel mort făcea prin biserica cealaltă. Când s-o gătat, ce a venit în minte la lucrătorul respectiv care conducea serviciul, să zică Tatăl nostru. Dar când au ajuns la fraza și ne iartă nouă precum iertăm și noi greșiților noștri, o sări peste ea. Nu ne duce în ispită și s-o dus mai departe. Când s-o gătat un frate care ajuta cei cu cântările să apropie de el, măi frate, tu ai uitat Tatăl nostru, nu ai zis întreg. Dar ce ai vrut să mă osândesc singur? Adică el nu a putut zice și ne iartă nouă, că el avea pe cineva și pe mine oarecum vrăjmaș. Apoi să nu zică aia, vezi? Dragii mei, noi zicem mereu Tatăl nostru. Mai au obicei frață și cu toată adunarea să zică Tatăl nostru. Dar Dumnezeu nu-i la toți, să știți. Dumnezeu e Tatăl la ei care îi fac voia. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu e Tatăl la ei care nu se ceartă. Dumnezeu e Tatăl la ei care nu poartă ură. Dumnezeu e Tatăl la ei care nu dă pe nimeni judecată. Dumnezeu e Tatăl la ei care nu cere niciodată
înfățișeri, cine ți-a spus, de unde ai auzit, nu adună din alea. Cel care știe să tacă, să repede și să-L proslăvească pe Dumnezeu printr-o viață dedicată lui Iisus. Că dacă cineva vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, ce trebuie să facă? Trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Frate scump, atâtea cuvinte mă inundă ca să vă spun, dar aș vrea doar să nu uitați că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 9:20, acesta este sângele legământului pe care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi, și în 22, fără vărsare de sânge nu este iertare. Noi n-am fi putut fi iertați dacă sângele sfânt al trupului lui Iisus Hristos nu se vărsa. Puterea sângelui lui Iisus nu poți măsura. În primul rând, ea are putere să ierte păcatele lumii întregi. Dar măriți să fie Domnul că mi-a iertat și păcatele mele. Ma tale care mă auzi, poți să faci ca mine? Iisus m-a iertat. Ne pune și tu mâna pe inima ta. E iertată sau nu iertată? Te mai condamnă? Măi, sunt păcate care, când te condamnă și îți aduci aminte de ele, te rogi lui Dumnezeu, plângi. Sunt oarecum ușurarea. Sau poate chiar primești cumva o îndemnare sau printr-o deschidere de cuvânt. Că Domnul te-a iertat. E frumos, slăvit să fie Domnul. Dar sunt păcate pentru care tot timpul te condamnă să te rogi 100 de ani. Ele nu pleacă. Te condamnă într-una. Pentru aia tu trebuie să împlinești Biblia. Mărturisiți unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Atunci trebuie să iei pe un lucrător a Domnului, care să nu fie o oală spartă, să spună și la alții ce i-ai spus. Îți mărturisești păcatul, el să simtă împreună cu tine și a plecat pe genunchi, să pună mâinile peste tine și să te dezlege de păcatul tău. Lacrimile lui, cu cererea lui înaintea Domnului, cu compasiunea pe care el o arată față de tine și apoi, dându-ți o sărutare sfântă, să pleci ușurat și niciodată păcatul ăla să nu te mai condamne. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, Dumnezeu a pregătit cum să scăpăm de toate. Numai trebuie să ascultăm de Sfântul Cuvânt. Mai citim cuvântul Domnului care ne spune în Ioan 6:56. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Dragii mei, dacă noi venim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, asta noi o vedem deocamdată o taină, cum de altfel așa îi zice, cina cea de taină. Dar ea are un simbol și are o putere a sângelui atât de mare
cum nu te poți gândi. Închipuiesc că tot în Nouă Evrei spune Îngele ăsta, a făcut curățire și în locurile cerești. Ai văzut ce putere mare are sângele lui Iisus. Dragii mei, dacă și acolo a avut putere să facă, apoi el are putere să facă și la mine. Măriți să fie Domnul! Sângele lui ne stropește cujetile și ne le curăță de faptele moarte, ca să putem sluji Dumnezeului celui viu. Sângele lui Iisus ne dă intrare slobodă în locul preasfânt, care era închis cu o perdea groasă, și după perdea intra numai o dată pe an marele preot. Dar ce minune când Iisus a strigat de pe cruce, cum scrie Ioan, s-a sfârșit. Dar în adevăr era scris acolo, tetelestai, adică plin pe deplin. Domnul Iisus, după ce a mers prin toate cele scrise, a văzut că ceva nu s-a împlinit încă. Că era scris de către prorocul David în salm, m-au adăpat cu oțet și cu fier amare, mi-a pus în mâncare. Atunci el a strigat de pe cruce, mi-e sete, și asta a strigat să se împlinească și acest pasaj scripturistic. Și repede a fugit un ostaș și a luat o trestie, o prăjină de trestie de bambus, a pus-o în burete și l-a îmbibat acolo un oțet și în fier amare. El a dus la gură, dar el n-a vrut să bea. În schimb, a strigat atunci, tetelestai! S-a plătit de plin, glorie Domnului! Iisus a plătit de plin pentru mine, Iisus a plătit de plin pentru matale, Iisus a plătit de plin pentru toți care vor să intre sub pecetea sângelui slăvit, glorie Domnului! Că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. A lui Dumnezeu să fie slava. Ce minunăție e asta! De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune și la Roman 5:9. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu să fie toată slava. Vedeți? Sângele lui ne mântuiește și de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e atâta de mânios pe păcătoși, că în fiecare moment i-ar zvârli în iad. Azi, nu mâine. În fiecare moment i-ar zvârli în iad. Dar există la dreapta lui un mijlocitor. Și ăsta Iisus Hristos. Ăsta-i el din pilda cu smochinul. Mai lasă-l și anul ăsta. Și el s-a rugat pentru mine când am făcut un lucru nebunesc și rău. Credeam că sigur nu mai am drept la Dumnezeu, dar Iisus s-a rugat și pentru mine și a zis, mai lasă-l, pui gunoi la rădăcină, am să-l sap, am să mă ocup de el. Poate va da rod. Glorie Domnului Iisus! Și așa face Domnul, glorie Lui. El mijlocește pentru fiecare din noi, fiindcă Isaia
prezenta un tablou că noi suntem săpați în palmele Lui, mărească-se numele Lui. Și în felul acesta, Domnul, în îndurarea Lui cea mare, a binevoit să mă scrie și pe mine în cartea vieții și să te scrie și pe matale pe care mă asculți. Dar numai ferește-te de mânie, ferește-te să mânci sânge, ferește-te de dobitoace zugrumate, ferește-te să te închini înaintea unei statui, ferește-te să te închini înaintea unei picturi, ferește-te să te închini la idoli. Că Psalmul 96:7, vor fi rușinați toți cei ce slujesc icoanelor. Nu uitați! Și apoi în capitolul 2 la Isaia, zice că în vremea aia strâmtorarea care va veni peste oameni va fi așa de mare. Asta nu e așa mare. Asta ne-a închis pe fiecare în căs. Și aici putem să citim, putem să ne rugăm. Dar mulți nu fac asta. Mulți trăiesc în desfrâuri și în priviri mânjite la tot felul de lucruri stricate. De ce? Fiindcă așa zice Apocalipsa. Când Dumnezeu va strâmtora pe oameni, cei sfinți să se sfințească mai departe. Dar ceilalți întinați ce să facă? Să se întineze mai departe. Vedeți dumneavoastră? Acum e vremea să alegi. Mergi pe calea lumii largă sau mergi pe calea lui Hristos, aia îngustă? Doamne Iisuse, pregătește-ne pentru a întâlni cu Tine. Pregătește-ne când vom avea ocazia să ne împărtășim în chipul vrednic și să Te putem lăuda din tot sufletul nostru că ne-ai mântuit. Glorie Ție, Dumnezeule preasfânt și mare, fii glorificat, scumpii mei. Nu știu acum cât mai puteți ascultați, dar mă gândesc că poate unii din cei ce mă ascultă o fi avut și vreo pierdere în familie și unii au murit de bătrâni, unii au murit de virusul ăsta, dar fiecare a murit că s-o găta zilele, că poți avea cele mai cumplite boli dacă Dumnezeu îți mai dă zile, le suferi și pe alea și tot trăiești. Dar poți să fii sănătos fără niciun defect. Și dacă Dumnezeu zice gata, e gata. Am văzut pe fratele Nițu de la Turda, de exemplu, l-am cunoscut bine, pare că v-am mai și spus de asta, el a murit mergând cu mașina și prorocind. S-o gătat zilele, s-o dus. Văzut pe socrul meu, care, luând o furculiță din blit cu mâncare, o băgat-o pe limbă, o dat cu capul de masă, și acolo rămas, s-a dus sufletul de la el și era tare. Dragii mei, când Dumnezeu zice gata-i gata, că viața și zilele noastre surzite pe degetele lui Dumnezeu, apă când se gata urzala, nu mai ai ce bate, s-a gătat. Doamne Iisuse, ajută-ne ca atunci când vei veni pe norii slavei, să putem să te întâmpinăm, fie că vom fi în viață și în bunătatea și în harul tău ne vei face transformarea,
fie că vom fi în țărâna pământului și tot cu harul tău ne vei ridica de acolo să te întâmpinăm. Până atunci vreau să vă cânt o cântare de care mi-am adus aminte. Am învățat-o acum 54 de ani. Atunci am învățat-o. 54 de ani. Dulce-i viața în veșnicii. Puteți să o notați, să o cântați, să o înveți și alții, că nu sunt ocazii din astea mai triste. Dulce-i viața în veșnicie, în veșnicie lângă Iisus. Dulce-i viața în veșnicie, în veșnicie lângă Iisus. Acolo soarele e Domnul gloriei, dulce-i viața lângă Iisus. Acolo soarele e Domnul gloriei, dulce-i viața Iisus. În veșnicie nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt lacrimi, ci-s bucurii. În veșnicie nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt lacrimi, acolo patria iubirii veșnice, dulce-i viața în veșnicie. Acolo-i patria iubirii veșnice, dulce-i viața în veșnicii. Ce bucurie va fi acolo, mirea cu toți cei dragi. Ce bucurie va fi la întâlnirea cu toți cei dragi, copii, părinți, lângă bunici. Ce curie va fi atunci, corinți, lângă bunici. Ce bucurie va fi atunci, lângă apostoli va sta Maria, va sta Maria lângă Ioan. Lângă apostoli va sta Maria lângă Ioan. Acolo îngerii răsună în cântece, dulce-i viața în Canaan. Acolo îngerii răsună în cântece, dulce-i viața în Canaan. Acolo-n slavă îl vom cunoaște, îl vom cunoaște pe Tatăl Sfânt. Acolo-n slavă îl vom cunoaște, îl vom cunoaște pe Tatăl Sfânt. La nunta mielului, în taina Duhului, dulce-i viața lângă Iisus. La nunta mielului, în taina Duhului, dulce-i viața lângă Iisus. Amin. Facă Domnul, până când aveți glasuri bune,
să cântați. Glasul meu a devenit mai tocit, mai răgușit. Am îmbătrânit și cordele astea vocale. Nu mai cântă ca vioara, cântă mai ca gurduna. Dar ce să fac? Îmi place să cânt. Slăvit să fie Domnul! Amin! 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 Domnul și mă binecuvinteze! Frate Hozan, ne-a recepit un frate, soră, nu știu ce, spune, poate cânta fratele Hozan cântarea Bătrânețe, școală înaltă? Știți cântarea asta? Sau ați, eu n-am auzit-o niciodată, de-aia vă întreb. O știu, dar nu știu dacă o știi să ții toate versetele la rând. Nu știu eu, de-aia zic că dacă, cum credeți, dacă nu pe sâmbătă, o vedeți, o mai citiți, o, cum vreți. Nu, voi cânta o altdată. Nu, bine, frate. Ca să o am la îndemână. Sigur. Dar frate Hozan, ați predicat așa de frumos. Poate că împreună